Bună seara, doamnelor și domnilor! Într-un raport al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, dat publicității acum 2 ani și comandat de Ministerul de Externe al României, se arată că diaspora românească este pe locul 5 în lume, raportat la numărul total al populației. Fiecare comunitate românească de peste granițe are particularitățile ei. În Belgia, de exemplu, imigrația românească s-a construit în 3 etape. Prima, după cel de-al doilea război mondial, când un număr restrâns de artiști, de ingineri, a decis să plece din țară. Mai apoi, în perioada 1965-1989, când foarte mulți oameni de cultură, arhitecți, ingineri, la fel, au ajuns în Belgia. Și cel de-al treilea val, eterogen, după 1989. Unul dintre acești români care a reușit să devină un model pentru țara de adopție este și Luminița Tașnadi. Să urmărim împreună un reportaj realizat în capitala Belgiei. Comunitatea românească este a doua mare comunitate prezentă în Bruxelles după cea franceză, conform datelor furnizate de Oficiul Belgian de Statistică, iar numărul total al românilor din Regatul Belgiei este de aproximativ 130.000, aceste date incluzând și persoanele cu dublă cetățenie. Dintre aceștia, aproape 30.000 au avut curajul să pornească o afacere, românii fiind pe primul loc în clasamentul antreprenorilor de altă naționalitate, înaintea olandezilor și a francezilor. Această ciocolată este făcută de o româncă în propriul său atelier. Haideți să o cunoaștem pe Luminița! Dintre cele aproximativ 100 de șocolaterii din Bruxelles, una aparține unei românce. Este dovada că atunci când crezi suficient de tare în visul tău, el devine realitate. Bine te-am găsit, Luminița! În țara în care ciocolata este aproape un brand de țară, tu ai avut curajul să deschizi propria ta șocolaterie. Mi se pare un demers extraordinar de temerar. De câte vreme ai acest magazin și atelierul de ciocolată? Magazinul și atelierul am de aproximativ 3 ani. De 3 ani m-am instalat aici, în Voluve Saint-Lambert. Da. Și pasiunea pentru ciocolată o am din copilărie, când am mâncat prima tabletă și mi-a plăcut foarte mult. Și venind aici, în Belgia, am descoperit tableta Côte d'Or, cea mai cunoscută ciocolată în Belgia. Mi-a plăcut foarte mult și atunci am decis să mă specializez așa un pic. Am făcut curs de ciocolată, da, la o școală destul de cunoscută, la care cei mai mulți ciocolatieri au studiat, da, fabricarea ciocolatei. Și da, mi-a plăcut foarte mult. Mi s-a propus să lucrez pentru o ciocolaterie destul de celebră și am lucrat acolo aproape 3 ani de zile. Da, bine, visul meu a fost întotdeauna să-mi deschid propria ciocolaterie și la un moment dat am zis stop, am început să caut un spațiu, a durat destul de mult până când am găsit un spațiu care să-mi convină și în afară de asta nu eram vizibilă, eu vroiam să vadă clienții cum lucrez, cum produc și acum din atelier pot să mă vadă, pot să se uite pe fereastră și văd cum fac produsele, copiii sunt foarte încântați și părinții. Sunt rețetele proprii? Da, sunt rețete proprii. Am plecat totuși de la o bază, deci ce am învățat la școală, dar apoi toate rețetele le-am făcut eu, după gustul meu, după gustul copilăriei mele, pentru că am trăit la țară, îmi plac fructele și atunci am foarte multe fructe uscate în pralinele mele. Ce combinații folosești? Am o pralină cu semințe de dovleac, lămâie verde cu rubarbă, deci am niște combinații destul de exotice, exotice, deosebite, care nu există în alte ciocolaterii. Aici în cartier sunt foarte mulți francezi, dar am belgieni, nemți, am japonezi, am foarte, foarte multe naționalități. Și români, bineînțeles. Ce chocolat délicieux, c'est une excellente qualité, une diversité de goût, d'arômes et ça représente bien notre chocolat belge. Voilà, et ça égale vraiment des grands chocolatiers que je ne citerai pas.
Pour moi, c'est le meilleur chocolat de Bruxelles. Il y a beaucoup de chocolatiers à Bruxelles, mais j'ai découvert ce magasin parce que j'habite pas loin. Et depuis, je viens ici, seulement ici, parce que c'est artisanal. Luminita fait chaque chocolat à la main, donc c'est vraiment spécial. În anul 1857, Jean Neuhaus a părăsit Elveția împreună cu familia pentru a se stabili în Belgia, la Bruxelles, unde deschide, lângă Grand Place, o farmacie. Pentru că pastilele pe care le făceau erau mult prea amare, fiul său, Friedrich, a venit cu ideea de a le îmbrăca într-un strat de ciocolată. Curând, farmacia s-a transformat în șocolaterie, cu succes. Însă adevăratul succes a venit în 1912, odată cu ideea ingenioasă a fiului lui Friedrich de a umple bomboanele de ciocolată cu o cremă fină și delicioasă, pe care le-a numit praline, în amintirea contelui de Plessis-Praslin, un nobil de origine franceză care a trăit în secolul al XVII-lea și despre care se spune că, spre sfârșitul vieții, suferind de afecțiuni digestive severe, le-a tratat cu bomboane care conțineau medicament, zahăr, migdale și ciocolată. Așa s-a născut produsul probabil cel mai cunoscut al Belgiei de astăzi, un adevărat brand de țară. Cum ai descrie pralinele pe care le faci? Pralinele sunt făcute artizanal, aici în atelier. Le fac aproape în fiecare săptămână, deci nu sunt congelate. Toate fructele uscate sunt crocante, sunt selecționate de mine. Încerc să cumpăr materie primă de foarte bună calitate. Nu adaug conservator, nu adaug nici uleiuri esențiale ca să cresc, știu, aromele, să fie mult mai aromatizat produsul. Adaug doar fructul așa cum e el. Eu cred că au succes pentru că ai pus un strop de România în ele. Da, pun o parte din mine în ele. Sunt făcute cu dragoste, iar clienții au observat că simt lucrul acesta. La fel ca alți români plecați din țară, Luminița așteaptă ziua în care se va întoarce acasă. În aceste vremuri în care călătoriile nu sunt posibile, ne-am gândit să vă aducem mai aproape comunitatea românească din Belgia. Poate recunoașteți un fost coleg de școală sau de liceu, poate revedeți un membru drag al familiei, poate vedeți un prieten și ne astâmpărăm astfel dorurile. Căci acolo unde este comoara ta, acolo va fi și inima ta.